Crescătorii de ovine din Moldova au participat la o expoziție, iar cei mai importanți au venit îmbrăcați în costume populare și în costume de sărbătoare să se fălească cu ce au mai bun la stână. Am fost prezenți și noi acolo. O grămadă de lucruri interesante aflăm împreună. Bună ziua, suntem la Târgu Agralim de la Iași și astăzi vom vorbi cu mai mulți crescători de oi din acest colț de țară și vom afla și problemele lor. Salut! Vorbim cu mindirigiu Marius Traian, un fermier din județul Iași, care are un efectiv de 350 de oi rasa țorcană. Dă-ne mai multe detalii, te rugăm! Da, dețin un efectiv de 350 de oi, rasa țurcană, preponderent varietatea oacheșă, cum se vede. Ce caracteristici are această rasă? Rasa țurcană, după cum se știe de toți crescătorii și cei care nu știu ca să le spun, este o rasă mixtă, o rasă de lapte, carne și am astea-s caracteristici. Bine, e o oaie care se pretează la noi în țară, la climatul din țara noastră, e o oaie care ne oferă foarte multe. Din păcate, mai ne confruntăm cu unele probleme, că cu toate că ne ajută foarte mult o rasă care ne oferă o cantitate mare de lână, dar este o problemă cu valorificatul, nu o ia nimeni, nu ne întreabă nimeni de ea, asta ar fi o problemă. În ce localitate ai această fermă? Eu îmi desfășor împreună și cu fratele meu, să precizez, activitatea pe teritoriul comunii Dumești, mai exact satul Hăisești. Pentru început să vă spun, tatăl, bunicul meu în general au crescut oi, dar au crescut oi din altă rasă, rasa caracol. Nu s-a, n-a mai, din anumite noțiuni, nu mai ținut, după care le-a vândut și a adus odată trei cârlani dintr-o parte și-o lua și tatăl meu un cârlan. Am avut o oaie, eu cu fratele meu am prins drag de ele, tot așa, de la oaia aia, o fătată, am schimbat berbecuții pe mieluță, am făcut 17 oi. De la 17 oi, împreună, dacă cu fratele meu, când așa era mai mărișori, am zis că aia să ne dezvoltă. Am mai cumpărat 34 de oi și de la alea tot am plecat. Am schimbat berbecuții pe mieluță, de la efectivul care îl avem astăzi. Distribuția cum stați în zonă? Distribuția, din păcate, când pe perioada când este foarte multă marfă, stă mai greu. Că din cauza piețarilor care stau pe piață, noi nu avem timp, din cauza forței de muncă, nu avem timp să ne ducem. Suntem nevoiți, ne vin din marfă la ăștia care, la, cum se spune, la comercianți ăștia care ei au timp să stea pe piață. Noi nu avem timp să stăm, trebuie să o dăm la un preț derizoriu. Acum când a mai crescut puțin prețul și marfa este mai puțin, stăm destul de bine cu desfacerea. Cam ne spui așa estimativ la fiecare, la o oaie în parte, cam cât lapte îți dă? Depinde, sunt efectivi valoroase care dau între, depinde, jumătate de kilogram, un kilogram, depinde de oaie, depinde de genă, depinde de fiecare, na, cum și le-a însoit, cum și le-a făcut, depinde cum se hrănesc, că mulți dintre colegii mei au probleme cu pășunile, nu mai au pe unde să lipască, iarba e destul de uscată, na, nu mai ploua de mult timp și factorul climatic își spune cuvântul. Cu nutriția cum faceți? Cu nutriețul, avem pământ în arendă și ne-l adunăm din pământul care îl ținem în arendă ca să avem pentru iarnă, mai cumpărăm și tot așa. Vă gândiți să extindeți ferma? M-aș gândi să nu o extind din cauza forței de muncă, că nu este. Oameni nu sunt, toți îți plecați, care vine, vor bani mulți și muncă cât de puțin. Vor bani mulți, cafele, țigări și treabă mai puțină. Câte persoane se ocupă în acest moment de întreaga fermă? Momentan sunt eu împreună cu fratele meu și cu mama un cioban. Atât, fratele meu mai mult pe partea la stână, el mulge, face brânză acum cu om, eu mai merg la strungă, mă ocup cu desfacerea și deocamdată cu cât a fost acum în campanie cu nutriețul.
Da, facem la nivel familial. Asta este, că nu mai sunt, dacă o să luați interviuri și toți colegii mei se plâng de treaba asta. În față pe domnul Ciuta Augustin, care are 900 de oi. Cât aproximativ? 900 de oi, rasa țurcană, da? Cu doi fii, împreună cu doi fii ai mei. Vă mai aduceți aminte când ați început această fermă? Da, când aveam 9 ani, de la părinții mei. Cam ce efectiv aveați la acea vreme? Atunci aveam 100, 80, 70, depinde cum... Cât timp ați ajuns la un asemenea efectiv? Timpul a mers cum a mers, era mai greu când se vindeau mai multe, când se cumpărau iarăși înapoi, când... Deci așa au fost timpuri, că am fost o copil la părinți și trebuia să ne crească pe toți. Unde aveți ferma? Comuna Focuri, de Iași. Și câți angajați aveți la o asemenea fermă? Angajați, doi cu familia. Și mai vin zilier câte un pic. Azi îl vedem, mâine nu. E foarte greu, nu prea găsăm forță de muncă, nu prea găsăm... E mai greu. Cu produsele? Mulțumim lui Dumnezeu! Avem foarte mulți clienți de acasă, suntem care facem produse tradiționale, numai lapte de oaie, chiar de miel. Lâna o dăm totuși cât de cât la... Unde o dați? Unde putem, unde găsim și noi. Avem noroc că alții pleacă prin ăsta de 1 leu pe kilogram la minimis. În rest, acolo cum ne putem înțelege. Câte lână ați avut anul acesta? Undeva la 3 kg de oaie. În total? Deci 8 ori 3, 24 sau 27, depinde dacă e 9, dar nu sunt chiar 900, deci v-am spus că e... Da. Legat de nutriția animalelor. Nutriețul facem noi, avem pământul la asociații, avem foarte multă sparcetă, sămănată, lucernă, deci orice ierburi care trebuie pentru animale, porumb, avem tot ce trebuie pentru hrănirea animalelor. Vorbeați de o asociație, vă referiați la Asociația Crescătorilor de Ovine și Capline, Tradiția Moldovei. De când timp faceți parte din această asociație? Am făcut parte primii 2 ani dintre Asociația Miorița Piatra Neamț și acum m-am transferat la Iași pentru că un pic mai aproape probleme de sănătate și m-am dat un pic mai aproape. În rest nu am nimic de obiect. Radia asociația trecută sau... Câți membri sunteți? Noi acum suntem undeva la 20 ceva de membri, da. Ajută această asociație să vă... De drum. Ce ați dori sau cu ce ați dori să vă ajute? Am dorit ca parlamentarii noștri care sunt să arunce atenția mai tare către fermierii români, cel puțin care muncesc într-o tehnie. Un pic mai avantajos să fim un pic mai... De fonduri europene... Nu am avut parte deloc până în prezent. Tot ce avem făcut cu banii noștri și din subvenții. Atât, altceva nu. Nu am prins fonduri, nu am prins... De acum am trecut de o vârstă, doar fiii mei, dacă mă zbați... Vă gândiți să mai extindeți? Da. La cât? La 10.000 vreau să fac. Atunci mult succes vă dorim. Rămâi, le mulțumim.